este prin telefon, în direct cu noi, profesor dr. Stefan Poen din Italia, medifoniatru, doctor în medicină și muzicologie, stabilit în Italia, dacă nu mă înșel. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Stabilit în Italia seara, din 1000... bine v-am găsit. Din 1986. Da. Bună seara, Ștefan. Surpriză. Sunt 33 de ani de când mă desfășor pe alte coordonate geografice, continuând însă să rămân cu sufletul în țara mea natală, pe care o revăd în fiecare an și în al cărui spațiu cultural și spiritual caut să ofer mesajul meu profesional și uman de fiecare dată, cu fiecare revenire. Vă îmbrățișez pe toți. Mă bucur mult să particip la această emisiune, deoarece sunt legat de profesorul dr. Mircea Penescu printr-o prietenie extraordinar de puternică de aproape 4 decenii. Chiar în luna aprilie a anului 1981 ne-am cunoscut, când eram student în anul al treilea al Facultății de Medicină din București, iar el, tânăr medic secundar specialist, era și violonist în orchestra de cameră a medicilor, dirijată de marele om și medic dr. Ermil Nichifor. Eu eram solistul orchestrei, debutând ca bariton și inaugurând o lungă serie de concerte, atât la București cât și în țară. Trebuie să vă spun că de la bun început am remarcat cu o emoție care m-a magnetizat. Am remarcat faptul cum în personalitatea lui Mircea Penescu se armonizau perfect medicul și muzicianul la cel mai înalt nivel profesional. Pentru că doctorul Mircea Penescu este în egală măsură muzicianul Mircea Penescu. Așa este. Violonist, pianist, gânditor, cultor, estet al muzicii. Iar această armonizare am simțit în acești ani cât am trăit în România alături de el, cum muzica încălzea, flexibiliza spiritul medicului, iar medicina impunea o rigoare robustă spiritului muzicianului. V-au fost pacienți mari artiști ai lumii, domnule profesor, și în special din operă. Haideți să spunem telespectatorilor ce este foniatria. Foniatria este medicina vocii. Sigur, vocea este un termen foarte generic, deoarece vocea înseamnă voce vorbită și voce cântată, iar vocea vorbită se exercită de către toată lumea. Fiecare membru comunitar al societății vorbește. Dar există o condiție profesională a vocii vorbite la nivelul comunicatorilor, care sunt îndrumători, profesori, oameni de televiziune și de radio. Așa. Fiindcă aceste categorii sunt categoriile sociale cu care eu lucrez profesional în activitatea mea. Pe urmă avem vocea cântată. Vocea cântată nu doar la nivelul artiștilor lirici de operă, operetă, vocal simfonic, dar și vocaliștii de muzică folclorică, de country, de pop, de rock. Vocea este emblema personalității noastre biopsihosomatice, este o emblemă chintesențială. În vocea noastră se reflectă întreaga noastră personalitate. Este acest verb vocal care are încărcătura noastră emotivă și spirituală în măsură totalitară.
doctorul Mircea Penescu are o voce de bas cantabil, impostată natural și care oferea și o continuă să ofere un impact foarte plăcut atât cu auditoriul profesional, studenți sau medici, cât și cu pacienții. Știu că reveniți deseori în România, știu că dumneavoastră colaborați cu marea Mariana Nicolescu. Spuneți-mi, cum regăsiți de fiecare dată țara natală? Țara natală eu o regăsesc cu mare plăcere și cu mare bucurie, pentru că mi-e dor de ea în aceste luni cât eu stau în Italia și în toată lumea pe unde mă duc. Așa că eu când vin acasă, în România, sigur aud prietenii mei, lucrurile alea nu prea merg, lucrurile alea nu prea sunt. Eu să nu prea le văd, fiindcă mie mi-este atât de dor să aud numai românește vorbind și să revăd locurile, să revăd prietenii, să mă implic în desfășurările pe care le fac. Ați amintit de doamna Mariana Nicolescu, marea noastră artistă lirică. De 15 ani eu colaborez în calitate de membru al juriului internațional al concursului internațional de canto de la Brăila. În fiecare an, atât când avem concursul, cât și când este sesiunea de masterclass oferită de doamna Nicolescu, eu am o conferință în care ilustrez valorile artei vocale și muzicale române și străine. Un mesaj, domnule profesor, pentru românii de pretutindeni? Mesajul meu pentru românii de pretutindeni constă în a căuta, ca prin destinul nostru de oameni, de profesioniști stabiliți pe alte meleaguri, să înțelegem că trebuie să contribuim la o legătură umană, etică, morală, spirituală, prin care imaginea României să se bucure de respect, de cinste, iar atunci când revenim acasă, să aducem ceea ce poate fi mai bun și mai frumos din ceea ce națiunea română ar dori să primească în înnoirea ei perpetuă. Sigur, trăim o epocă foarte dinamică a călătoriei, a deciziilor de a schimba spațiul vital. Este foarte important să ne păstrăm identitatea noastră de origine și să o exercităm cu demnitate peste tot pe unde ne aflăm. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru aceste vorbe minunate. Poate, și eu vă mulțumesc. Și veniți într-o seară la un doctor pentru dumneavoastră, chiar în platou. Interesant, foniatrie. Vorbim telespectatorilor despre asta mai mult. Ar fi foarte interesant. Cu mare plăcere și aș vrea să închei acest omagiu bine meritat acestei mari personalități ale medicinei de astăzi, care este profesorul dr. Mircea Penescu, subliniind că excelența sa umană și profesională are ca substrat dragostea. Dragostea față de propria familie, dragostea față de propria misiune în viață, dragostea față de oameni, atât ca medic cât și ca muzician, și dragostea față de țară, de națiune și de patrimoniul valorilor sale culturale, o dragoste naturală, sinceră, fără enfatizări, dragoste care m-a inspirat și m-a stimulat. Când am plecat din țară, ultima plimbare nocturnă prin București, am făcut-o în mașina lui Mircea Penescu. Când reveneam după un deceniu și jumătate pentru prima dată, tot cu el, cu mașina,
luam contact cu Bucureștiul cel nou și cel vechi. În această dragoste față de țară pot să spun că unul dintre personalitățile care m-au inspirat și m-au stimulat și continuă să o facă este Mircea Penescu, pe care vă mulțumesc, domnule profesor. Vă mulțumesc, domnule profesor, a fost prin telefon din Italia, profesor dr. Ștefan Poen, medic foniatru, doctor în medicină și muzicologie.